Capitolul 25. Jason. Jason a visat că era înlănțuit și a târnat cu capul în jos ca o bucată de carne. Îl dureau toate, mâinile, picioarele, pieptul, capul, mai ales capul. Se simțea ca un balon umplut cu prea multă apă. Dacă sunt mort, a murmurat el, de ce mă doare așa de tare? Nu ești mort, eroul meu, s-a auzit o voce de femeie. Nu ți-a sunat ceasul. Hai, vorbește cu mine. Mintea lui Jason s-a îndepărtat de corp. A auzit monștri urlând pe prietenii lui care țipau, explozii, dar parcă totul se întâmpla într-un alt plan existențial de care se îndepărta tot mai mult. S-a trezit într-o cușcă de pământ. Rădăcini de copac și lujeri de piatră se înlănțuiau, ținându-l captiv. De cealaltă parte a gratilor vedea fundul unei piscine. Încă un turn de pământ care se înălța în celălalt capăt și deasupra lor ruinele din piatră roșie ale unei case arse. În cușcă, lângă el, stătea o femeie cu picioarele încrucișate, îmbrăcată în negru, cu capul acoperit de un văl. Și-a dat vălul la o parte, dezvăluind o față mândră și frumoasă, dar și călită de suferință. Hera, a zis Jason. Fii binevenit în închisoarea mea, a spus Ița. Nu vei muri astăzi, Jason. Prietenii tăi vor avea grijă de asta, deocamdată. Deocamdată? A întrebat el. Hera a arătat spre lujerii cuștii. Urmează încercări mai grele. Pământul însuși ne vrea răul. Ești zeiță, a spus Jason. De ce nu poți pur și simplu să evadezi? Hera a zâmbit cu tristețe. Forma ei a început să strălucească până când strălucirea a învăluit cușca într-o lumină dureroasă. Aerul vibra de energie, iar moleculele se divizau ca într-o explozie nucleară. Jason a simțit că dacă s-ar fi aflat într-adevăr acolo, în carne și oase, s-ar fi evaporat. Cușca ar fi trebuit să se facă țândări. Pământul ar fi trebuit să se crape și ruinele casei ar fi trebuit să se facă una cu pământul. Dar când strălucirea a pierit, cușca a rămas intactă. Nimic nu se schimbase de cealaltă parte a gratilor. Doar Hera arăta altfel, un pic mai adusă de spate și obosită. Unele forțe sunt mai tari și decât zei, a spus ea. Nu e ușor să fiu ținută într-un loc. Pot fi în mai multe locuri în același timp. Dar când până și esența mea e captivă, e ca și cum ți-ai prinde un picior într-o capcană pentru urși. Nu pot să evadez și sunt ascunsă privirii celorlalți zei. Numai tu mă poți găsi, dar puterile îmi slăbesc cu fiecare zi care trece. De ce ai venit aici? A întrebat Jason. Cum ai fost prinsă? Zei s-a oftat. Nu putem sta cu mâinile în sân. Tatăl tău, Jupiter, crede că se poate retrage din lume și, ca urmare, dușmanii noștri vor adormi din nou. Crede că noi, olimpienii, am devenit prea implicați în treburile muritorilor. În destinele copiilor noștri semizei, mai ales că după război, am hotărât să-i revendicăm pe toți. Crede că ăsta e motivul pentru care dușmanii noștri au început să se agite. De aceea a închis Olimpul. Dar tu nu ești de aceeași părere. Nu, a spus ea. De multe ori nu înțeleg toanele sau deciziile soțului meu, dar atitudinea asta pare paranoică, chiar și pentru Zeus. Nu-mi dau seama de ce a fost atât de insistent și atât de convins. Nu-i stă în fire. Dacă aș fi fost doar Hera, m-aș fi mulțumit să respecte dorințele soțului meu. Dar în același timp, eu sunt Iunona. Imaginea ei a pâlpâit și Jason a văzut că pe sub roba simplă, neagră, avea o mantie din piele de capră, simbolul războinicului roman, trasă peste armura de bronz. Mi se spunea Iunona Moneta, Iunona, cea care avertizează. Eram apărătoarea statului, protectoarea Romei Eterne. Nu puteam sta degeaba când descendenții poporului meu erau atacați. Am simțit pericol în acest loc, sacru. O voce, a ezitat, o voce mi-a spus că ar trebui să vin aici. Zeii nu au ceea ce s-ar putea numi conștiință. Noi nu visăm, dar vocea era ca un vis, dulce și stăruitoare și m-a avertizat să vin aici. Așa că în ziua în care Zeus a închis Olimpul, m-am furișat fără să-i împărtășesc planurile mele și nu m-a putut opri. Am venit aici să văd despre ce-i vorba. A fost o capcană, a zis Jason. Zeița a încuvințat din cap. I-am dat seama prea târziu cât de rapid se frământa pământul. Am fost și mai naivă decât Jupiter, sclava propriilor mele porniri. Așa s-a întâmplat și prima oară. Am fost luată prizonieră de uriași și asta a declanșat începutul războiului. Acum dușmanii noștri se ridică din nou. Zeii nu-i pot învinge decât cu ajutorul celor mai mari eroi în viață. Iar cea pe care o slujesc uriașii, ea nu poate fi învinsă nicicum, doar lăsată să doarmă. Nu înțeleg. Vei înțelege în curând, a spus Hera. Cușca a început să se micșoreze, lujerii să se îmbine și mai strâns. Forma Herei a pâlpâit ca flacăra unei lumânări în bătaia vântului. De cealaltă parte a gratilor, Jason a văzut niște forme care se adunau la marginea piscinei.
cu manoiți greoi, cocoșați și cu capete pleșuve. Dacă nu-l înșela privirea, aveau mai multe perechi de brațe. Auzi și niște lupi, dar nu erau lupii pe care-i văzuse alături de lupa. După cum urlau, își dădea seama că era vorba de o altă haită, mai flămândă, mai sălbatică, însetați de sânge. Grăbește-te, Jason, a spus Hera. Paznicii mei se apropie și tu începi să te trezești. Nu voi mai avea puterea să-ți apar nici măcar în vise. Stai, a zis el. Boreas ne-a spus că ai făcut ceva periculos. Ce-a vrut să spună? Hera avea o privire sălbatică și Jason s-a întrebat dacă nu cumva chiar făcuse o nebunie. Un schimb, a spus ea. Era singura cale de a aduce pacea. Inamicul se bazează pe faptul că suntem divizați. Iar asta ne va aduce pieirea. Tu ești oferta mea de pace, Jason, care să vindece milenii de ură. Ce? Nu! Nu-ți pot spune mai multe, a zis Hera. Ai trăit atât de mult doar pentru că ți-am luat memoria. Găsește locul acesta. Întoarce-te la origini. Te va ajuta sora ta. Talia! Imaginea a început să dispară. La revedere, Jason. Ai grijă în Chicago. Cel mai mare dușman al tău muritor te așteaptă acolo. Dacă e să mori, ea va fi cea care te va ucide. Cine? A întrebat el. Dar imaginea Herei a pălit și Jason s-a trezit. A deschis ochii. Ciclopi! Hei, somnorosule! Piper stătea în spatele lui pe dragonul de bronz, ținându-l de mijloc ca să nu se dezechilibreze. Leo stătea în față, dirijând dragonul. Avea un zbor liniștit pe cerul iernatic, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Detroit! S-a bâlbuit Jason. Nu ne-am prăbușit. Am crezut... E în regulă, a spus Leo. Am scăpat, dar te-ai ales cu o lovitură urâtă. Cum te simți? Lui Jason îi zvâgnea capul. Și-a amintit de fabrică și cum a mers pe pasarelă și de creatura care stătea plecată deasupra lui. Un chip cu un singur ochi, un pumn imens și apoi totul s-a întunecat. Cum ai, ciclopii? Leo i-a făcut praf, a spus Piper. A fost uimitor. Poate invoca focul. N-a fost mare lucru, a spus Leo repede. Piper a râs. Taci din gură, Valdez. O să-i povestesc. N-ai decât să te obișnuiești cu ideea. Și i-a povestit cum Leo a învins de unul singur familia de ciclopi. Cum l-au eliberat pe el și apoi a observat că ciclopii începeau să capete din nou formă. Cum Leo a înlocuit cablurile dragonului și s-au ridicat în aer înainte să audă cum răgeau ciclopii în fabrică, dornici de răzbunare. Jason era impresionat. Doburse ciclopii cu o simplă trusă de scule? Nu era deloc rău. Nu s-a speriat când a auzit cât de aproape de moarte s-a aflat, dar toată povestea l-a făcut să se simtă groaznic. Se lăsase atras într-o ambuscadă și toată lupta zăcuse răpus, în timp ce prietenii lui erau nevoiți să se apere singuri. Ce lider era el? Când Piper i-a spus despre celălalt băiat pe care ciclopii susțineau că l-au mâncat, cel în tricou violet care vorbea latina, Jason a simțit că o să explodeze capul. Un fiu al lui Mercur. Jason avea senzația că știa pe puști, dar nu-și amintea numele lui. Înseamnă că nu sunt singurul, a zis el. Mai sunt și alții ca mine. Jason, a zis Piper, n-ai fost niciodată singur. Ne-ai pe noi. Eu știu asta, dar Hera mi-a zis ceva. Am visat. Le-a spus ce văzuse și ce-i spusese zeița captivă în cușcă. Un schimb? A întrebat Piper. Ce înseamnă asta? Jason a scuturat din cap. Doar că Hera a mizat pe mine. Cred că a încălcat o regulă sau ceva când m-a trimis în tabăra semizeilor și s-ar putea ca situația să scape de sub control. Sau să ne aducă salvarea? A spus Piper, plină de speranță. Partea cu dușmanul adormit pare să fie vorba de doamna de care ne-a povestit Leo. Leo și-a adresat vocea. Că tot a venit vorba de asta. Mi-a apărut din nou, în Detroit, într-o băltoacă de scursuri din toalete ecologice. Jason nu înțelegea dacă auzi bine. Ai spus toalete ecologice? Leo le-a povestit despre chipul uriaș din curtea fabricii. Nu știu dacă chiar e imposibil de ucis, a zis el, dar nu poate fi învinsă cu capacele de toaletă. Pot să garantez asta. Îmi cerea să vă trădez și eu am zis ceva de genul. Pf, ce să zic? De parcă o să o ascult de un chip apărut într-o toaletă. Încerca să ne dezbine. Piper și-a tras mâinile din jurul lui Jason. El a simțit-o tensionată fără ca măcar să se uite la ea. Ce s-a întâmplat? A întrebat-o. Eu... De ce se joacă așa cu noi? Cine e femeia asta și care e relația ei cu Enceladus? Enceladus? Jason nu-și amintea să mai fi auzit numele ăsta. Adică, în vocea lui Piper se simțea un tremur. E unul dintre uriași. Am reținut numele. Jason avea senzația că o preocupă și altceva, dar a hotărât să nu insiste. Avusese o dimineață dificilă. Leo s-a scărpinat în cap. Păi, nu știu ce să spun despre Enceladus. Enceladus, l-a corectat Piper. Mă rog, dar chipul din baltă a pomenit alt nume. Porfirion, sau așa ceva. Porfirion? A
a întrebat Piper. Cred că a fost regele uriașilor. Jason și-a imaginat turnul întunecat din vechea piscină, care se făcea tot mai mare pe măsură ce Hera își pierdea puterile. Nu-mi spune, a zis el. În vechile povești, Porfirion a răpit-o pe Hera. Așa a început războiul dintre uriași și zei. Cred că așa a fost, a zis Piper, dar miturile sunt trunchiate și contradictorii, ca și cum nu s-ar fi dorit ca povestea să reziste în timp. Îmi amintesc doar că a fost un război și că uriașii au fost aproape imposibil de ucis. Eroii și zeii au fost nevoiți să lupte împreună, a spus Jason. Asta mi-a spus Hera. Asta e cam greu, a mormăit Leo, dacă zeii nici măcar cu noi nu vorbesc. Au zburat spre vest și Jason s-a lăsat pradă gândurilor, toate negre. Nu știa cât a trecut până ce dragonul a traversat o zonă fără nori și jos, strălucind din lumina soarelui, a apărut un oraș pe malul unui lac imens. Zgârie nori erau înșirați pe mal în formă de semilună. În spatele lor, o rețea întinsă de cartiere și drumuri acoperite de zăpadă se întindea spre orizontul vestic. Chicago, a zis Jason, s-a gândit la ce-i spusese Hera în vis. Cel mai mare dușman al lui muritor îl aștepta aici. Dacă avea să moară, ea va fi cel care îl va ucide. Am rezolvat o problemă, a spus Leo. Am ajuns aici în viață. Cum găsim noi acum spiritele furtunii? Jason a surprins o mișcare sub ei. La început a crezut că era un avion, dar era prea mic, prea întunecat și prea rapid. Chestia s-a îndreptat spre zgârie nori, unduindu-se și schimbându-și forma. Și pentru o clipă a luat forma cenușie a unui cal. Ce zici să ne luăm după ăla? A sugerat Jason. Și să vedem ce se întâmplă.